Bun găsit tuturor! Acum puteți trăi experiența de a asculta în căști muzica preferată sub apă printr-o simplă conectare la un ceas inteligent. Iar veștile nu se opresc aici. Mai multe detalii ne oferă Călin Stepan. Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca! Bine v-am găsit! Călin, vorbim astăzi de o pereche de căști și de un MP3 player. De fapt, cred că este același lucru. Este 2-in-1. Sunt niște căști, dar nu sunt căștile normale pe care le folosim zi de zi sau le găsim de cumpărat oriunde, doar la magazine de specialitate. Sunt niște căști care transmit sunetul prin osul feței, prin osul pomeților. În principal, se atașează la o pereche de ochelari, de un nod, se montează foarte simplu și de acolo puteți asculta. Aveți 4 GB de memorie. Aveți aici și butonașe de control ale dispozitivului. Un gadget foarte practic, mai ales când ai antrenament. Oricine își dorește să înoate sau face asta de performanță sau... Din pură relaxare? Sau și în principal pentru relaxare, acolo aș vrea să ajung, pentru că de multe ori când te antrenezi, ai un bazin. Un bazin nu este foarte lung, 100 de metri, și când participi la un Ironman sau o competiție care poate merge la 4 km, 10 km de not, trebuie să tot repeți. Și asta durează. Ai o oră, două, trei în care trebuie să te antrenezi și acolo intervine dispozitivul acesta. Poți pune muzică, poți asculta cam 200 de melodii, cred că intră în acești 4 GB. De asemenea, audiobook și, în ultimul rând, podcasturi. Căștile au memorie internă, corect? Da. Acest model Duo vine cu memorie internă pentru că nu se poate conecta. Nu are o conectivitate Bluetooth. Nu este, de exemplu, ca modelul Stream, care poate fi conectat la un smartwatch. Ceasurile de ultimă generație se pot conecta și de aici putem avea la fel muzică, podcasturi și alte fișiere audio pe care doriți să le ascultați în timp ce faceți antrenamentul. Modelul Stream, cel cu conectivitate Bluetooth, Este un dispozitiv care are un semnal digital. Digital poate fi Wi-Fi sau Bluetooth. Acesta este foarte important pentru că în apă nu ai acest semnal. Dacă ții departe ceasul, în special conectivitatea la ceasul, aceste smartwatch-uri, este foarte importantă. De aceea nu se poartă smartwatch-ul la mână, se pune pe o punte, pe dispozitiv, pe ochelari. Este destul de simplu. Avem o pereche de ochelari normali de not. Ok, se atașează pe benzile elastice, una stânga, una dreapta. Aici avem câteva butoane de control. Acestea sunt cele două dispozitive care transmit vibrația prin oasele feței. Foarte ușor de pus, imediat vă voi și arăta. Ok, exact așa. Din butoane putem controla volumul, pauză, play, bineînțeles, și forward, backward. Spune-mi, te rog, care este durata bateriei? Durata bateriei este de aproximativ 7 ore. Încărcarea este foarte simplă și rapidă, în circa o oră jumătate, două, aveți 100% baterie, se face printr-un cablu USB. Spune-mi, te rog, dacă există o limită maximă de adâncime atunci când ne scufundăm în bazin? Adâncimea, să zic, optimă pentru acest dispozitiv este de circa 3 metri. Mai avem încă un produs, să zic, generația mai nouă, varianta Stream, care este cea exact pentru podcasturi. Foarte simplu, la fel se prinde pe ochelari, la fel se prinde o punte pentru a lega smartwatch-ul. Foarte important ca diferență, pe când modelul Duo are memorie internă, modelul Stream se conectează la smartwatch. De acolo, foarte simplu de ascultat, orice playlist vă puteți pune prin Spotify, prin Deezer, prin iTunes și așa mai departe. Multe platforme care pot fi folosite. De obicei, da, la alegerea dumneavoastră. Foarte simplu de utilizat, doar să apăsăm play și să ne bucurăm sub apă de orele de antrenament. Mulțumesc, Călin! Cu mare plăcere, mulțumesc și eu! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând!